Astăzi vom vorbi despre abordul laparoscopic al rinichiului, locul pe care îl ocupă laparoscopia urologică în patologia, în rezolvarea patologiei urologice renale. Laparoscopia urologică este o procedură minim-invazivă care se adresează în special patologiei extirpative a rinichiului, ocupă un loc important atunci când vorbim despre leziuni extirpative ale rinichiului, de la nefrectomii simple la nefrectomii radicale până la leziuni reconstructive ale rinichiului. De ce este importantă laparoscopia în urologie? Este importantă pentru faptul că necesită o incizie mică, necesită o durată de spitalizare scurtă, necesită o recuperare foarte rapidă a pacientului. La fel de importantă este durerea pe care pacientul o resimte, care este mult diminuată, și de asemenea nu este deloc de neglijat reinserția pacientului în mediul profesional și social, care se va face într-un timp substanțial mult redus.